Cred, altfel... La un pas de calificare, cum se simte toată tensiunea asta așa, dinaintea partidei, partidă importantă? Am încercat să nu transmitem niciun fel de tensiune jucătorilor, echipei. Suntem la finalul unei campanii în care evoluțiile noastre au fost în cea mai mare parte reușite, bune sau foarte bune. Mi-aduc aminte foarte bine discuția mea cu primii jucători convocați în urmă cu un an și o lună. Era legată de bucuria noastră de a juca fotbal, de a marca întotdeauna un gol mai mult decât adversarul, pentru că ăsta este scopul jocului de fotbal. Făcând aceste lucruri, cu siguranță că avem șanse mai mari să obținem punct sau puncte într-un joc. Iată că punctele s-au adunat și în fața ultimului joc al acestei grupe suntem pe prima poziție, absolut meritat, zic eu, după evoluțiile noastre, și avem un joc de Euro, pentru că mâine întâlnim un adversar de Euro, un adversar cu jucători care au participat la un turneu final, cum avem și noi patru în acest moment în lot. Tavi Popescu are chiar două la activ. Dar ce mai reușit înaintea meciului cu Muntenegru? Nu era mulțumit deloc de atitudinea de la precedentul meci? Nu a fost doar atitudinea, au fost multe lucruri care ne-au lipsit. Doar am redevenit noi. Am redevenit noi, cei care am început această campanie, noi care avem bucuria de a juca fotbal, noi care avem datoria de a duce mai departe o tradiție a echipelor naționale de tineret, acum s-a întâmplat și cu echipa națională mare, adică calificările astea la un turneu final. Jucătorii au răspuns extraordinar, doar că e un meci care a trecut. Pentru mine s-a terminat când a fluierat arbitrul în Muntenegru și am fost cu gândul doar la acest joc. Apropo de naționala mare, e o similitudine. Ei au făcut 2-2 cu Elveția, la fel ca și voi în Elveția, și au avut ultimul meci cu Elveția, tot așa, minunat, pentru primul loc. Ar fi minunat, avem și noi nevoie de rezultatul ăsta mâine, să câștigăm cu 1-0 acasă. Nu știu, vom vedea. Adversarul e unul foarte bun, noi suntem într-un moment foarte bun, jucăm acasă, am înțeles că și interesul publicului din București este unul mare pentru un joc al unei naționale de tineret. Acum vedem mâine seară la orele 21, dacă merităm să mergem mai departe, vom merge cu siguranță, dacă nu merităm, dar lucrul ăsta nu le-au în calcul în momentul de față, vom vedea mâine. În plus că se joacă pe Giulești. Cum să vă spun eu, deci Giuleștiul pur și simplu a fost ales pentru că nu era altă variantă, era varianta cu gazonul prost de la Arcul de Triumf, dar purtându-ne noroc în două jocuri, două victorii, mergem la un proverb italian, non ce due senza tre, și am avut de ales într-adevăr la ultimul joc între Giulești și Târgoviște și am preferat Giuleștiul pentru că simțeam pe undeva că va fi un moment decisiv. Cum se câștigă meciurile astea decisiv? La meciurile decisive, în primul rând, sunt trei lucruri esențiale. Unu, legat de riscuri. Nu există riscuri. Cel puțin în jumătatea noastră nu ne asumăm niciun risc. Doi, concentrare mai mult decât maximă la tot ce înseamnă fază fixă, ofensiv-defensiv. Și trei, să rămânem în 11 contra 11 cât mai mult posibil, dacă e posibil, pe toată durata jocului. Că totul aveți pe Săgeată în staff. Este Luis Munteanu Săgeata de care aveți nevoie? Munteanu îl cunoașteți foarte bine de atâta timp și nu mai e nevoie de nicio prezentare. Mă bucur că se simte bine la echipa națională de tineret. Mâine, împreună cu ceilalți jucători, să ne ajute să ne îndeplinim. Eu vă spun că nici nu a fost un obiectiv ăsta al calificării, vorbesc foarte serios. Deci obiectivul meu a fost să jucăm fotbal, am spus la început, dar am ajuns să jucăm cu calificarea pe masă. După asta vreau să spun, după care să facă cât mai mulți pasuri spre echipa mare, pentru că o merită. Toate echipele din grupa noastră, toate, absolut toate echipele, finlandezii au dat 4, 3 au fost titulari acum două etape, elvețienii au dat 2 jucători care au fost și la Euro, armenii au dat vreo 8, Muntenegru a dat 4, și cine a mai fost? Albania unul singur, dar toate echipele au deja jucători la echipa mare, singura echipă care încă nu a trimis jucători la echipa mare e România. Păi poate vă trimiteți voi pe Luis Munteanu, că păi asta am spus mai devreme, să trimitem mai mulți, nu doar pe el, că era plecase de la el. Să ia pe toți, după aia poate să ia pe toți. Tu ce ai fi dispus să faci dacă vă calificați? Ai vrut să-ți lași prieteni la un moment dat acum? Nu mai, nu, nici nu mă gândesc, nu mă gândesc, vedem mâine. Vorbeați despre riscuri mai devreme în propria jumătate. Da.
un egal totuși n-ar fi rău, cât timp nu bate Finlanda și chiar și dacă bate Finlanda, măcar... Dar nu, jocul îl abordăm la victorie, cu siguranță, cu siguranță, nu se discută lucrul ăsta, doar că trebuie să fim atenți mai mult decât de obicei la alte aspecte, pentru că s-ar putea să nu avem timpul să mai revenim. Adică 100% e ultimul joc din grupă, 100% nu mai avem altul la dispoziție să reparăm dacă ferească Dumnezeu, dar nu o să greșim mâine. Relații. La un meci în care Elveția să aibă inițiativa peste 60% posesie și România să joace. Cam au avut posesie, dar de multe ori o posesie pasivă, pentru că într-adevăr te obligă să te apere în jumătatea ta, dar de acolo, dacă ești bine organizat, e mai greu pentru. Relația cu Tavi Popescu cum e? Că la începutul campaniei ați avut o mică problemă, mă spunea că ai ceva cu el de nu-l iei și acum s-a dovedit că nu. A avut el vreo problemă cu mine, nu am avut niciodată problemă cu ei, eu trebuie să aleg și postul pe care evoluează el, am 5 sau 6 variante tot timpul, nu e vina mea, e vina fotbalului românesc, iar în mijlocul terenului, de exemplu, nu știu dacă găsesc 2 jucători cu minute, că și asta e e o problemă noastră, pentru că noi am ajuns pe primul loc cu echipa asta, în condițiile în care singura echipă care se compara la minute cu noi întâlnită în campania asta de calificare a fost Albania. Deci doar Albania într-un singur joc avea minute mai puține decât noi. Noi în restul jocurilor am fost cu minute mai puține decât adversarii. Mulțumim, Bani!